Salutare, dragii mei, după cum bine vedeți, am fost și am luat niște hârtie albă pentru la școală, pentru că m-a tot zăpăcit alberteca, tot weekendul ăsta, și mi-a spus că trebuie hârtie albă la școală. Și am zis că să mă duc să iau, toate că am fost și am luat, am luat și un blat pentru toți, că am zis că nu cred că o să mai pierd eu timpul să fac acel blat. Eu mă voi ocupa de frișcă și de decorațiune. Așa că vreau să vă arăt mai de la Boromir. În câte am auzit, este un blat super... super... bun, nu știu. Este simplu, ce e simplu. Și vreau să fac o... de... să mă ocup mâine, să mă ocup de blat și de frișcă și de decorat. Acum vreau să vă arăt ce am mai luat, pentru că am luat, sper că nu mi-am luat sapă din nou. Tip C, încărcător tip C, pentru că am un încărcător, nu mi încarcă telefonul. Și am zis că hai să fac în așa fel să-mi iau unul, toate că am mai avut unul și mi s-a rupt. Ia uitați ce drăguță e asta! Deci am luat această lumână, i-am zis că doamne, deci mor dacă nu i-am dat 6,50 pe ea. Ia să vedeți. Deci îmi place la nebunie modelul ăsta și am zis că ia să iau. Oricum după ce iau pe Albert o să trec o fuguță pe la cimitir, pe la mormântul de mediu. Dumnezeu să iau pe că n-am avut conflicte cu ea. Și nici acum. Și am mai luat două seturi așa la 7 lei. Două am luat așa la 7 lei și am zis că da, am luat. Pentru că dacă tot vreau să mă duc și să asta, am luat ca să fie, să iau. Așa că cred că mă voi duce cu un singur set din ăsta și cu asta. Pentru că vreau să aprind și eu acum așa. Bine că am mai aprins, nu am mai filmat, dar... O să vă arăt astăzi, dragii mei, despre ce este, despre, nu, parcă nu vreau să-mi aduc aminte, dar nu știu cum se desface chestia asta. Are, așa, să o desfac, să încerc să văd dacă se încarcă telefonul sau nu se încarcă sau, mă știu eu, doamne, iată-mă. Oh, un italian, super! Și în portugheză și în spaniolă. Și în engleză. E super, da. Mă ține degeaba eu așa. Eu o să iau de asta așa și o să trag într-un fel, nu știu. O să-i dau așa pentru că nu știu exact. Am prins cam cheia. Hai că am reușit. Da. Am reușit în mare parte. Am reușit. Ce-i ajură? Oh. Ei, e ce ambalaj? Interesant. Interesant, nu? Și un elastic. Și un elastic, da. Ia să vedem care este treaba cu el. Ce e de făcut cu el. Da, dragii mei, și s-ar putea că perioada asta zilele astea o să dau o comandă de pe EMAG. O să fie mega surpriză pentru voi. Pentru voi, că na, eu o să-mi iau pentru că simt eu nevoie să mi le iau acele lucruri și chiar o să mi le iau pentru că când simți nevoia de ceva, trebuie să ți le iei. Stați așa, deci să fac o mică probă. Deci, încarcă? Asta încarcă, nu? Wow, super, încarcă și mă văd super mega aiuristică la cap eu. Să zic așa, pentru că n-am ce să fac, asta este. Da, și după cum am spus, ăsta va intra în dulapiorul ăla. O să-și încarce soțul
telefon, pentru că eu nu prea mai am ce face cu asta de încărcător, pentru că este și ros și și ros și îndoiat și toate alea. Și am zis să nu mai să-mi schimb încărcătorul. Bă, chiar mă uitam și eu, ce, Doamne, mă, ce se întâmplă pe televizor? Așa că după ce o să-l iau pe Albert, dragii mei, o să mergem pe la cimitir și o să aprind niște lumânărică, pentru că mai trebuie să mai aprind niște câte lumânărică. Dar, în mare parte, eu pe aia n-am mai aprins-o, pentru că am și una acasă și n-am mai apucat să o aprind astăzi, pentru că îmbracă copiii, du-i la școală, du-i la grădini. Și curățenia prin casă, după care dus, întors, du-te, fă, da, și să vă arăt și hârtiile, nu știu exact. Da, așa vă arăt la față, dar unde sunt, unde sunt, da, le-am luat lui Albert. Două pixuri cu gel, ca, Doamne, de capul meu, deci m-a mâncat copilul ăsta cu pixurile lui. Tot timpul are un obicei, să vă arăt ce obicei are, asta se scoate de aici. Un mic plasticuț, el are obiceiul și le desface și se joacă și scoate și am zis, băi, ce, Doamne, mă, de ce, Doamne, mă, tot le scoate și asta și asta. Și am zis că astăzi o să-i explic în mare parte și trebuie să-i explic lui, pentru că nu trebuia desfăcute și nu trebuie îndate la acest... această pastă din interiorul ei, la acel gel. Și eu vreau să vă mai spun chestia asta, pentru că cei care aveți copiii la școală, pregătitoare, gen, cum e Albert, mai explicați-le și voi, în caz că mai vine cu bluzița murdară sau mânuțele murdare. Pentru că eu una cam îi explic și nu prea înțelege, dar na, este perioada aia în creștere, este perioada în care curiozitatea, să zic așa, și să mai ce să le facem? Asta este, sunt copii, sunt în perioada creșterii, sunt curioși, sunt mega super curioși, că ei sunt tot timpul curioși și în căutare și în dezvoltare și explorare. Iată ce punguță drăguță, wow! Și aici înseamnă tocul de care am dat 14 lei. Da, 14 lei am dat, deci... hârtie, deci... mâine dimineață, efectiv, că nu o să-l duc pe Albert, cred că o să mă duc eu și o să-i dau asta, Doamne, pentru că Albert nu cred că o să se descurce, că e un pic cam greu, este un pic greu. Și am zis ca să mă duc eu mâine dimineața cu el și să vorbesc cu doamna și să îi le dau. Și după care, că am văzut astăzi pe grup, mi-a trimis, bine că e normal, trimis prin școală, adică, da, mi-a trimis pe grup două cărți. Care am zis că da, o să-l iau pe ambele, pentru că este bine să le iau, una este cu povești, parcă și una tematică de învățat, de citit, de chestiile astea. Și am zis că să-l iau pe ambele, să-l mai pun pe Albert, să-și mai dezvolte un pic mentea, pentru că de ce îl pun efectiv zilnic la citit, la scris, la numărat. Să mai zic așa și la silabisit. De ce cu timpul o să-și ia drumul și la chestiile astea? Bine că eu deocamdată în perioada asta numai doar ce am învățat el îl pun și îl mai aduc eu aminte cam ce și cum că na, îl mai pun la contribuție cum ar veni cu cele învățate până acum, așa că deocamdată am cam terminat acum, după care urmează să mergem după Albert și după vine acasă, se schimbă și mergem la cimitir și o să
Aprinde-ne. Doamne, dar mi-e așa de dragă. Sincer vă spun, mi-e așa de dragă, deci nu știu de ce, dar mi-e foarte dragă. Această lumânare chiar e superbă. Ne vedem înapoi. Unde mergem noi acum? La biserică. Unde? La cimitir. Uite, mai un om de poadă. Un om de poadă. Face poarta la parcul ăla, vezi? Uite, mai un om de poadă. Om de zăpadă. Albert! Hai! Nu, lasă-l, hai! Hai, mă! Zăpadă, zăpadă! Una! Vezi să nu alunești. Ei, Mali, vezi cum se îngheață mâna. Nu băga în gură, faci rău în gură. Îngheță, pardon, în gură. Ura! Iau și îngheță să-i pești. Bă, leu, nici nu-mi crasă în sus. Dă-te așa. Dar de ce nu în zăpadă asta de? Lasă că trebuie zăpadă și trebuie să facă apă și să crească flori și înalte. Ce sunt astupate? Vreau să le grop. Nu, ești... Uite! Mai am vina să ia cu crușa. Am apus-o în ușa. Nu-i nimeni aici. Mie mă interesează aici. Nu se zapie. Îți iei lumânarea aia în mână. În ușor. Dacă vrei tu să aprinzi. Lasă la mine. Dar vezi să nu o strângi. Mă rog, ții, să nu o strângi, da? Asta o pun așa aici. Ai ce mai e? Uite așa. Uite-ți la mine. Dar cum să ajung eu? Lasă că-ți arăt eu imediat. Sali? Nu trebuie umbla asta. S-o pedepsă Bica. S-o strâns lumânare. Dar știi de ce te-a pedepsit? Că ești o vrăznicuță. Va fi? Nu. Mai aprindem? Gata. Dar ce mai facem aici? Hai să-l dăm trandafirul ăla. Da și să uzi, că-i zăpadă, n-ai și să uzi. Asta nu mai avem. Dar are și până mă apropiște ea ca să se degheață. Asta las-o azi. Mama.
spatele. Mai stai plouă dacă îl lăsăm, să-l bag acolo la dus. Ce înțeleg? Un chibrit. E și frumoasă ea aia. Statuia aia. Hai să astuie. E cu Maica Domnului, cu Iisus și cu pruncul. Eu vreau cea mai multe decorate de coroană, văd mai mult. Și zăpadă este aici. Da. Dar oare să le bag înapoi? Albert, dă-mi te rău janta. Eu te și-am făcut, am pus-o jos. Am călcat din mână. N-are nimic, am călcat pe zăpadă. Am zis că vin și i-a prins, am venit și am și filmat alea. Ia-ți punga cu stixuri. Mama, m-am lecat o morigică, am lecat de la țigări. Ești sigur? Ai bun, dacă zici tu. Păi cum spui tu, ai, dar asta mai este, arde. Și asta vreau să arde, eu că m-am fript. Am pus mâna pe capac. Pune la urmă. O pun aici, la dos. E ce frumoasă de mânerica mea, care am cumpărat-o eu. Și acolo este un frate de-a ei. O floare de-a noastră. Dar s-o uscat și trebuia scoasă. Hai, mergem? Da. Hai.